Până la începutul anilor 90 a fost acceptat în general faptul că inflația cosmică este reală, adică expansiunea universului o să încetinească. În teorie, forța fundamentală a gravitației ar trebui să depășească într-o bună zi forța inflației cosmice. Totuși, descoperirile făcute în urma cercetărilor de la începutul acestui mileniu au șocat oamenii de știință care au dovedit că expansiunea nu încetinește și de fapt accelerează, adică universul se extinde din ce în ce mai rapid. Astăzi o să răspundem la întrebarea de ce spațiul călătorește mai repede decât lumina. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul de like și să te abonezi. Viteza luminii în vid nu este chiar cea mai rapidă viteză pe care o poate atinge o particulă, însă acționează ca un limitator de viteză pentru restul obiectelor din spațiu. Viteza luminii măsoară aproximativ 300.000 de km pe secundă, mai exact 299.792, ceea ce este la fel ca străbaterea circunferinței pământului de 7,5 ori în doar o secundă. Deci, aceasta se presupune că ar fi viteza de nedepășit a luminii, însă în continuare trebuie să luăm în considerare teoria relativității a lui Einstein. Această teorie spune că dacă un obiect atinge viteza luminii, ar avea o masă infinită și o lungime egală cu zero, ceea ce este imposibil. În anul 2012 o echipă de cercetători din cadrul Organizației Europene pentru Cercetare Nucleară au măsurat că o particulă de neutrin este mai rapidă cu 0,002% decât viteza luminii, însă s-a dovedit în cele din urmă că un cablu de fibră optică slăbit a dus la greșirea măsurătorilor. Mai recent și puțin mai de succes, o teorie formată în anul 2017 sugerează că ar putea exista o altă particulă numită tachion care într-adevăr este mai rapidă decât viteza luminii, numai că este o particulă virtuală care există doar în vacumul cuantic, adică nu este chiar atât de practică momentan. Oricum nu avem nevoie de niciuna dintre aceste teorii despre particule pentru a răspunde la întrebarea dacă ceva sau cineva călătorește mai rapid decât viteza luminii pentru că oamenii de știință au descoperit descoperit că spațiul în sine face asta. Universul nostru se află într-un proces de extindere continuă și datorită acestui motiv nu o să putem observa niciodată unele galaxii aflate la distanțe uriașe față de noi. Unele galaxii sunt atât de îndepărtate și se extind atât de rapid încât lumina propagată de acestea nu o să ajungă niciodată la Pământ. Totuși, partea crucială este că până și galaxiile vizibile pe care le putem observa în prezent vor dispărea în viitor pentru că se îndepărtează de noi mai rapid decât lumina care ajunge la noi. Cel mai bun mod de a înțelege asta este dacă ne imaginăm timpul spațial ca pe un material flexibil care acoperă universul. Dacă ar fi întinsă în mod egal în toate părțile, cel mai îndepărtat punct o să pară că se îndepărtează mult mai rapid. Imaginează-ți că te afli cumva în centrul materialului flexibil, iar lucrurile mai apropiate tind să se îndepărteze de tine cu un ritm mai lent. Potrivit calculelor actualizate în 2016, adevărata viteză cu care se extinde universul este de 73 de km pe secundă pe parsec, unde un parsec este egal cu 3,26 milioane de ani lumină. Este o parte a științei mai greu de înțeles, dar în esență dovedește că galaxiile se îndepărtează de noi cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Predicțiile pretind că distanțele dintre două obiecte din Univers se vor dubla datorită acestei viteze în următorii 10 miliarde de ani. Deci, cum se poate întâmpla așa ceva? Chiar dacă pare că această viteză este atinsă de galaxii, tehnic ele nu ating viteza luminii. Este de fapt doar spațiul dintre galaxii care se întinde mai rapid decât lumina datorită procesului de expansiune a Universului. Acest fenomen este de cele mai multe ori explicat folosind o bucată de aluat care reprezintă Universul, iar galaxiile sunt stafidele care se împrăștie peste tot în el. Odată ce preparatul se umflă, atunci când este pregătit la cuptor, stafidele devin din ce în ce mai distante unele față de altele. însă acele stafide nu schimbă poziția proprie. ele se mișcă datorită aluatului care se extinde odată ce este gătit. dacă adăugăm în această ecuație că viteza luminii se aplică doar fizicii locale, adică proceselor fizice care au loc relativ în apropierea noastră, situația este la fel de ciudată. La capetele îndepărtate ale universului se crede că cele mai mari viteze pe care noi le preconizăm că există pot fi depășite. Exact asta se întâmplă în prezent cu expansiunea universului. Deci, în timp ce este adevărat faptul că nu o să vedem niciodată o navă spațială umană care să depășească viteza luminii, întinderile îndepărtate ale spațiului pot sau deja ating aceste viteze. La fel de interesant ca alte lucruri despre știință, confuzia inițială cu privire la inflația universului și a depășirii vitezei luminii de către acesta a născut de fapt noi căi ale studiilor. Atunci când accelerația universului a fost propusă pentru prima dată, sfida aparent logica fizicii. Însă de atunci, această revelație a condus oamenii de știință și teoreticienii către ideea existenței energiei întunecate despre care am mai vorbit și noi în trecut. Vă las un link în descriere. Ceea ce înțelegem noi în prezent este că energia întunecată reprezintă 68% din universul cunoscut de noi. Știm asta pentru că acesta este necesarul de energie folosit de univers pentru a se extinde cu viteza actuală. Știm de asemenea că materia întunecată, o substanță la fel de misterioasă, reprezintă 27% din totalul universului cunoscut, ceea ce lasă restul obiectelor cosmice, cum ar fi planetele, stelele sau găurile negre, să reprezinte doar 5% din univers. Energia și materia întunecată erau necunoscute lui Einstein, însă efectiv, datorită acestor două forțe necunoscute, viteza luminii care se credea în trecut că nu poate fi doborâtă, este depășită de însuși spațiul în prezent. Oricât de fascinant ar părea, expansiunea universului indică faptul că viitorul poate fi destul de singuratic, pentru că nu vom mai putea să mai observăm mulțimea de obiecte cosmice care sunt vizibile în prezent pe cerul Pământului. Dacă expansiunea universului continuă să aibă loc cu o viteză din ce în ce mai rapidă, atunci la un moment dat în viitor, toate galaxiile de pe cer vor dispărea. Desigur nu o să dispară fizic, însă nu le vom mai putea observa de pe Pământ niciodată. Galaxiile îndepărtate vor ajunge în punctul în care lumina emisă de ele nu va mai ajunge la noi. În acest fel, după miliarde de ani, Universul ar putea deveni pur și simplu invizibil, o întindere de spațiu gol cu mult mai puține stele și galaxii, care să ne umple cerul nopții. Toate astea înseamnă că, mulțumite expansiunii Universului și limitelor relative ale vitezei luminii, noi și orice altă civilizație avansată care ar putea exista în Univers avem un termen limite pentru a face contact cu celelalte ființe vii. Lumile aflate la distanță pot părea destul de îndepărtate în prezent, însă într-o zi ar putea fi imposibil din punct de vedere fizic până să le și vedem chiar și cu ajutorul celor mai avansate telescoape spațiale. Totuși, acest termen limită se află foarte departe în viitor, deci nu reprezintă un motiv de îngrijorare în prezent, ci este mai degrabă doar un fapt știut. Însă, dacă orice altă creatură din viitor vrea să vadă marginea universului, atunci asta este realitatea de care se va lovi, un spațiu aparent gol. Timpul trece rapid, iar toate astea datorită deplasării spațiului dintre galaxii, care circulă mai rapid decât viteza luminii. Scrieți-ne părerea voastră în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!